Poți să ne spui estimativ ce salariu era în momentul respectiv? A văzut efectiv poliția. Bine, poliția l-a văzut pe el și după care a fugit înapoi în București. Mi-a furat punga din spate, nu știu ce ar putea să facă cu ea. Cred că făceam media pe zi, așa pe zi să zic, undeva. Mi-a deschis ușa, unul era dezbrăcat complet. Unde ți-ai dat tu demisia de la Taz? Am avut zile în care mi-e venea să și plâng, deci mă dădeam jos și eram udat la picioare. Bun, din nou în platourile de filmare tot Aprius, dar avem un nou subiect. Tu ai lucrat ca curier Taz. Cât timp și de ce sau cum s-a întâmplat? Măi, aveam prea mult timp liber. Așa. M-am și acum. Așa. Și am zis să fac rost de mașină. Bun. Pentru că venea iarna. Eu mergând foarte des cu motocicleta. Și mi s-a ivit ocazia să mă angajez ca și curier la Taz pe mașina lor. Am acceptat și m-a prins, cred că vreo 6 luni pe acolo, până în vară, ceva de genul, când mi-am scos motocicleta de la iernat și, pe urmă, n-am mai, mi-am dat demisia și am terminat-o. Dar ca și experiența așa, am avut zile în care mi-e venea să și plâng, deci mă dădeam jos și eram udat la picioare, deci era atât de nașpa, atât de urât, dar au fost și zile ok, știi, în care... Bine, zilele ok pentru mine cel puțin au fost că când livram foarte puțină mâncare. Pentru că eram plătit la salariu, nu la comandă, știi? Nu te interesa. Exact, nu mă interesa. Eu mereu în mașină am o pereche de șosete de schimb. Deci înseamnă că și tu pățești aceleași lucruri cum am pățit? Nu am pățit, dar nu vreau să pățesc chiar chestia. Nu vrei să pățești, da. Ne spui și povestea aia pe care mi-ai spus-o tu particular? Care? Unde ți-ai dat tu demisia de la Taz? Sau aia rămâne o poveste privată? Cu mașina? Cu da. Nu, lasă privată. Bă, privată. Nu. Ok, nu vorbim despre chestia aia. Dar nu are legătură cu demisia mea. Bun, dar un fel de mică povestioare. Stai să vedem unde vrea să parcheze domnul. Vezi să o bagi aici? Nu cred că te vede. A, nu, o bag acolo. Bun. Deci nu băgăm povestea aia în episodul ăsta. Da. Ok. Bă, niciun episod. Niciun episod. Rămâne privată. Dar cum de-ai decis să renunți la Taz și să devii șofer de ride sharing? Mă, era decis să renunț la Taz ca să devin șofer de ride sharing. Asta la fel, s-a întâmplat tot așa, că aveam prea mult timp liber. Am renunțat la Taz pentru că eu fiind și fotograf, având și o firmă în spate și alte chestii, a trebuit să îmi ocup mai mult timpul pe partea aia. Am înțeles. Și da, am fost nevoit să renunț la un loc de muncă și automat am renunțat la Taz pentru că nu era pentru mine și în continuare consider că nu este pentru mine. Poți să ne spui estimativ ce salariu era în momentul respectiv? Că poate cineva e interesat? Cu mașina lor, combustibilul lor. Exact, cu mașina lor, combustibilul lor. Chiar și spălatul mașinii era decontat de ei. Undeva la 3.000 de lei plus bonusuri. Bonusuri însemnând? Dacă depășeai un număr de comenzi, mai primeai câte 3-400 de lei în plus. Dar nu mai știu exact să zic ce și cum. Bun, undeva plus 3.000 de lei, ușor puțin peste 3.000 de lei. Da, ușor peste 3.000 de lei. Eu nu i-am făcut, că făceam foarte puține comenzi, dar am înțeles. Aveam colegi. Bine, erai și începător oarecum, nu cred că făceai așa de des Bucureștiul, nu știai așa de bine Bucureștiul. Da, și asta e adevărat. Și erai repartizat într-un anumit sector sau într-o Bucureștiul? Într-o Bucureștiul. Ai avut experiențe neplăcute? În afară faptului în care mă dăm pe la picioare și clienții, eventual clienți sau eventuale, nu știu. Mă, uite că nu mi-aduc aminte dacă am avut experiențe neplăcute. Eu am avut multe experiențe. Adică să mă cert cu cineva, nu cred că am avut. Nu m-am certat cu nimeni niciodată. Un client nepoliticos niciodată? Nu cred. Am înțeles. Nu cred că am avut. Deci ai avut doar experiențe bune. Hai, continuă. Experiențe, da, experiențe bune. Experiențe... Ok. O experiență ok. Odată am, undeva pe lângă Gara de Nord, așa, am dus o comandă. Și mi-a deschis ușa, unul era dezbrăcat complet. Era dezbrăcat complet, n-avea nicio treabă. Băi, n-avea boxer, n-avea chiloți. Nimic, n-avea nimic. Și nu spune că ți-a zis, hai puiule, vino cu nu, n-a zis asta. Da? I-am dat mâncarea, mi-a dat bani și aia a fost tot. Da, ai idee dacă era de orientare sexuală? Fii, mai pe românește? Eu cred că mai era cu o fată acolo și era un treabă și li s-a făcut foame de la câte treabă au avut și din cauza asta au dat comandă de la Taz și... Dar știi că mai sunt băieți de aia cu domnul care cunoște ce?
Poate era plătită femeie. Nu, sigur mai era cu o femeie. Nu ți-a făcut cu ochiul ceva? Nu, mai era cu o femeie, că am auzit-o în casă pe acolo, da. Am înțeles. Fost cazul. Deci e singura experiență neplăcută. Amuzantă, nu pot să zici neplăcută, că... Eu nu cred că e plăcut să vezi un Da, băiat. Într-adevăr, a fost puțin strânjenitor să-l văd pe ăla, că... De când mă faci experiența sinistrită. Da, aia a fost singura chestie. Deci ciudată. E sigur că e... Eu zic că e neplăcută. Băi, dar nu înțeleg de ce ești așa dezbrăcat în fața mea, adică, pe bune... Eu bănuiesc că tu ești cu femeile. Da. Și eu sunt cu femeile, nu e nicio plăcere să vezi un gagiu desfăcat. Da, nu este. Deci e sigur o experiență neplăcută. Exact. Bun, kilometri câți făceai la taz? Cred că făceam media pe zi, tot așa pe zi să zic, undeva la 130 de kilometri. Câte ore? 8 ore. 8 ore. Da. Și câte comenzi duceai? Orientativ, nu știu, depinde de zi. La vremea respectivă ducem undeva între 7 și 12 comenzi. 7? Și 12 comenzi. Mamă! Nu știu cum e acum, dacă s-au modificat puțin. Păi stăteai aproape degeaba. Nu stăteam degeaba. De ce? În continuu, pentru că îmi dădeau comandă. Bun, poate erai foarte începător. Nu, trebuia să o duc la 10 km comanda. Am înțeles, deci, că erau... Era, da, știu ce zici, erau... Mi-e dădea foarte random și foarte iurea. Nu știu acum dacă s-a în schimbat. În perioada respectivă era 15 lei pe comandă și... Aveau și reclamă pe Facebook de la orice restaurant. Deci, ca să-ți faci o idee, de la Plața, să, clientul la, era la Lujerului și avea acolo Dristor Plața. Dătea o comandă din Dristor Pantelimon pentru că taza și avea politica că... Deci, am dus comandă din Plața în Titan. Da. Și mi-a bun, luat de la ce restaurant? Nu mai mi-aduc aminte, nu mai știu. Nu era ceva basic, McDonald's sau nu știu ce? Ba, cred că era chiar McDonald's. Da, da. Am înțeles. Era chiar McDonald's, da. Deci... Îți dai seama că am dus o bognă comandă aia. Mi-a luat undeva la 4-5 minute să ajung cu ea, pentru că era și super aglomerat. Da, și toată lumea știe că McDonald's după 10 minute nu e așa de ok. Da, nu mai e ok. Da, deci kilometri făceai atât, comenzi duceai atât, experiență plăcută doar una, sau atât îți aduci tu aminte la momentul... Plăcute. Bă, ciudate. Ciudate, neplăcute, am zis. Mi s-a mai întâmplat odată să iau o comandă. Așa? Comanda, am înțeles că a fost a altui curier. Am înțeles. A refuzat-o sau a pățit ceva curierul respectiv, nu probleme știu. Tehnice, să zicem. Probleme tehnice. Și a trebuit să o iau eu după, cred că nu exagerez, dar era vreo 2 ore. La vreo 2 ore am luat eu comanda. Wow. Era deja... Ai de ce era? În comandă? Da. Nu mai știu. Era de la un restaurant, nu mai știu ce restaurant. Oricum nu era Mac sau ceva fast food. Am înțeles. Și de seama că era bognă. Femeia nu știa, era o femeie. O fi zis că e deja anulată? Nu ai zis că anulată. Probabil o fi zis că am pățit ceva sau nu știu, habar n-am. Așa. Ideea e că ea nu știe că era al curier înainte și mă rog, nu știa că a fost niște probleme. Și își aștepta comanda. Și chestia era că era plătită, treia plătită cash. Și nu știu cum... Să mai procedează acum, dar la vremea respectivă știu că trebuia să plătești din banii tăi, cash, comanda respectivă și ți se recuperai banii de la client, plus 5 lei transport. Da, știam și eu ceva de genul. Așa. Am plătit comanda, deși era bognă, dar ce vrei, nu putea să anulez comenzile. I-am dus-o și pe drum, ce mi-a trecut mie prin cap, hai să-i încălzesc mâncarea. Am pornit căldura la mașină, era și iarna. Și am pus-o aici jos la picioare. Nu, eu mă gândeam că ai deschis capota să o bagi direct în motor. Nu. Și am dat drumul la căldură și... Ce mașină aveai? Un Renault Clio. Dar n-ai condus cu Toyota Aygo? Am mers Skoda. Skoda Citigo. Skoda Citigo, mamă, ce tare. Ce tare. Da, aia a fost fâșneață și micuță, da. Da, deci... ce voiam să te mai întreb? Ideea e că stai să termin. Când am ajuns cu comanda și i-am dat comanda și a pus mâna și a văzut că e caldă, n-am mai zis absolut nimic. Mi-a dat banii și a luat comanda. Și... Da, nu știu că a fost ok din ce-am făcut, dar... Bă, nu ești angajată acolo. Da, da. Vine doar relevanță. Să recuperez cumva banii de la femeia aia și plus că era vina mea și n-am ce să... Păi și dacă o refuza, ce se întâmpla? Rămâneam cu mâncarea și urma să-mi dea tăzi banii înapoi, dar nu știu cât timp, știi? Și... Bătaie de cap. N-am mai ce să fac cu mâncarea, știi? Am înțeles. Bine, nici nu ai fi mâncat-o tu personal.
Nu, și oricum avea nevoie de bani pentru că trebuia să mai cumpăr și alte comenzi, da, știi? În momentul respectiv, nu știu dacă mai așa, avea nevoie de 150 de lei în fiecare zi ca să rulezi la Taz. 200. 200? 200. Bun, ceva orientativ. Bacșiș făceai la Taz? Nu. Serios? Foarte, foarte rar. Serios? Da. Cum așa? Ajungi și la Bolt, nu prea faci. Nu prea faci. Mi se face undeva? La Glovo. La Glovo chiar faci mult tips. Serios? Cel puțin 50 de lei pe zi. Wow. Da. Nu, poate la două săptămâni să fiu făcut 50 de lei. Cum așa? Chiar așa? Mai rău ca Bolt? Da, e mai rău ca Bolt. Bă, eu am avut zile de 3 lei tips toată ziua. Am avut zile de 30 de lei, zile de 50, cred. Da, nu, foarte. Doar un mersi frumos și atât. Da, da. Bine, da, nu, da, am pretenții la tipsul lor, dar așa ca idee, știi? Da, ca idee, că comparăm și noi companiile, Glovo, nu știu ce, Taz, da, Wolfur. Bă, bine, în alte părți n-a lucrat, nu știu exact cum se procedează, ce am auzit povești. N-a lucrat la comandă la fel, iar nu știu cum se procedează, am auzit că e mai rentabil așa, da. Ca să-ți faci o idee, Glovo taxează clientul cel mai mult. Taxă de vreme rea, taxă că n-ai comandat de nu știu câți bani, taxă de transport, taxă de nu știu ce, taxă. A, și după ce îmi plăie de taxi, îmi mai lasă și tips. Da, da. A, deci asta este cheia succesului. Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless. Thoughts are feeling endless. Pe care ai avut-o la Rai-Sharing, poți să o spui? Cea mai mare comandă, ca și preț? Ca preț, nu ca kilometri. Că... Stai să o luăm altfel. Dacă o luăm ca și kilometri, cea mai scumpă comandă ca și kilometri, l-am luat pe unul de aici și l-am dus în capătul străzii, da, și l-am zis gata, aici cobor. Și l-a costat 13 lei treaba asta. A, da, da, așa că, nu știu, ai trecut de 100 de lei pe o comandă? Nu, n-am trecut de 100 de lei, am fost, cea mai scumpă a fost când a fost cu greva RATB, am dus-o pe tanti din Rahova până în Băneasa, parcă, sau undeva așa, pe acolo, mai știu. Și a fost 80 de lei. Mamă. Și pompom. Așa. Bun. Aveam un tovară și a avut și el niște comandă, a avut și el o comandă de fapt. Nu știu ce mulți, nu știu, undeva pe acolo pe Brașov, nu știu, ceva de genul plus minus. Și a avut o comandă de 7 milioane, a ajuns acolo. Bă, hai să mai fac 2-3 comenzi acolo. A făcut două comenzi după care a văzut efectiv poliția. Bine, poliția l-a văzut pe el și după care a fugit înapoi în București. Păi ce, să vadă el sau ce? Păi știu că nu ai voie. Da. Tu ai cu soanele astea pe București. Da, și asta e adevărat. Da. Păi, nu ai voie, din punct de vedere legal. Da. Dacă te prinde știu că îți dau amendă. Nu știu, n-am încercat, nu m-am mai... Ia zi, nu vrei să știi? Aș vrea să știu, chiar mă gândeam să încerc și în alte părți. Păi, nu știu exact despre ce e vorba, încă nu m-am interesat, dar dacă zici că nu se poate... Nu se poate, din punct de vedere legal. Poate să-mi zică cineva care chiar știe asta 100%, de la spusele tovarășului meu, asta știu. Dacă îți spun ceva eronat, îmi cer scuze și îmi asum, dar asta e ceea ce știu eu. Dar ceea ce știu eu nu înseamnă că e și adevărat. Am încercat acum ceva vreme să... Cum îi zicem? Să mă activez pe Bolt într-o zonă în care nu era în oraș, era undeva în afară, știi? Așa. Și cineva... De activat poți. Exact, de activat m-am activat și cineva de lângă mine a încercat să dea comandă, știi, să vedem dacă funcționează treaba asta. Și nu apare pe hartă. Bun, acum deci nu știu cumva... cum e sistemul, da, dar nu știu dacă e păsate, dar știu că e pe oraș, e 100%. Da. Ți s-a întâmplat vreodată să îți vomite clientul în mașină? Băi, nu am avut noroc și până acum nu mi-a vomitat nimeni în mașină, nici măcar de Revelion, deci am fost ok. Dar ai avut o experiență neplăcută că ți-a furat ce? Aveam în schimb, am în spate niște pungi în cazul în care s-ar întâmpla să-i fie cuiva rău și să vrea să vomite. Și mi-a furat punga din spate, nu știu ce ar putea să facă cu ea. Să vomite acasă, știi? Că băi, eu nu, că nu vomite, ci vomite acasă. Dar... Mă simt ca un regent Toyota Prius. Cu variație cu Matiz. Mă bucur că ți-a plăcut. Da? Spune de repede de site-ul tău, că ai un site de fotografiat, tu ești un fotograf personal. .ro. .ro, ăsta e site-ul și o să atașez și cartea de vizită dacă aveți nevoie de el. Nu poți să pui de pe site-ul și atâta sau numele. Fotografpersonal.ro. Cel mai ok. Da? Și lași și numărul? Nu. Nu. Sunt detalii acolo. Da, dacă vrei ceva neapărat, intră da, pe site și verifică. Da. Ca să, pentru eventualele eventuri. Ar putea să-mi dea un mesaj. Da, da, cel mai bine stabiliți ce și cum acolo.
Dar eu sunt curier de top, mă simt ca un rege, Toyota Prius, hibrid, se știe. Iar eu cutia automată. Hai, vă salutăm. Pa, pa.